Această emisiune este sponsorizată de GEPRO. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Oameni cu Poveste, vă spune Liviu Dumitrașcu, realizatorul emisiunii. Poveștile de altă dată se pare că s-au perimat. Se vrea azi orice cosânzeană o mândră europeană. Iar făt frumosul acestei ere nu are cal, ci cai putere. Și totuși, omul avem norocul, mai poate să sfințească locul. Profesor universitar emerit, doctor inginer Corneliu Berbente, Politehnica din București. Stimați spectatori, avem aici, în fața dumneavoastră, în studioul de televiziune București TV, la Oameni cu Poveste, în carne și oase, o persoană care a articulat într-o armonie perfectă identitatea sa de cetățean al comunei Cicănești, în care s-a născut și care l-a proclamat cetățean de onoare. De cetățean al orașului Curtea de Argeș, unde a urmat liceul și unde locuiește acum, după un șir lung de ani, în care a fost bucureștean. Este cetățean de onoare al acestui oraș, în care de câțiva ani editează revista lunară de cultură Curtea de la Argeș. De cetățean al Europei, în care zeci de universități l-au invitat și l-au omagiat, iar Academia Europeană l-a ales ca membru. De cetățean al lumii, cu savanți de pe toate continentele aplicați asupra cercetărilor sale. Stimați telespectatori, dați-mi voie să vă spun în clar că invitatul meu este academician Gheorghe Păun, căruia mă grăbesc să-i spun încă de acum, de la prima noastră emisiune, bine a venit în studioul București TV la Oameni cu Poveste. Bună ziua, bun găsit! Bine ați venit de la Curtea de Argeș și Curtea de la Argeș, totuși, da? Haideți să facem o deosebire. Curtea de la Argeș e revistă și Curtea de Argeș este o identitate a dumneavoastră. Revista apare în Curtea de Argeș, evident, dar nu e o revistă provincială, e o revistă argeșano-mondială și pot să descriu ce înseamnă alăturarea între Argeș și Perfect. Mi-am permis în deschidere, n-am dat sursă, o voi face acum cu multă plăcere, să iau un text din cuvântul de răspuns care se intitula Drag academician Gheorghe Păun, semnat de academician Solomon Marcus, care ne privește dintr-o stea, maestrul dumneavoastră de viață. Era răspunsul la discursul meu de recepție în Academia Română. Haideți să lămurim. Discursul de recepție nu este obligatoriu pentru toți academicienii. Nu este obligatoriu, dar e o obișnuință în Academie. Era o obișnuință ceva mai fermă înainte de al doilea război. Destul de rar s-au susținut discursuri în vremea comunistă, sau cum să o numim, dinainte de Revoluție. Da. A revenit obiceiul după Revoluție. Sunt unul dintre puținii academicieni din zona științelor exacte care și-au susținut. Discursul se susține în fața tuturor secțiilor Academiei, deci trebuie ales un subiect și ales un ton care să poată fi un bon ton, să da? Încercăm să fim pe înțelesul tuturor specializărilor în Academie, ceea ce nu e ușor pentru matematică, informatică, teoretică, științe tehnice, dar se poate. Dumneavoastră ați fost primit sau sunteți membru titular al Academiei Române din anul 2012. Octombrie 24. Secția, dacă vă găsesc foarte exact, Știința și Tehnologia Informației. Discursul a avut loc la 2 ani după, în anul 2014. 14, da? Tot pe 24 octombrie, coincidență neîntâmplătoare, am nu e nimic ajutat întâmplător, să se întâmplă. Nu e nimic întâmplător și discursul are și un nume, căutând calculatoare în celula biologică, după 20 de ani. Discurs rostit la 24 octombrie 2014 în ședință publică cu răspunsul academicianului Solomon Marcus, ca să fim compleți. E preocuparea ultimilor aproape 30 de ani căutând calculatoare în celula biologică. Pentru că înainte de celula propriu-zisă am
lucrat, studiat, în sfârșit vreo 4 ani și ceva, calculabilitate pe bază de ADN, DNA computing, nu știu cum să traduc mai potrivit în limba română. Rămâne ADN-ul pe care l-ați spus, dar căutând era gerunziu, mai căutați? Gerunziul acela avea și o altă, noi căutăm, dar acolo găsim ce? E altceva. Celula nu calculează, își vede de viață. Nu, m-am referit la titlul nostru, de acord. Noi căutăm ceea ce sperăm să găsim. Încercăm să punem modelul matematic, modelul informatic, peste o realitate care nu calculează. Sunt niște procese biochimice, deci rămâne etc. O preocupare? Dar noi le numim astfel. Rămâne o preocupare constantă. În principiu, da, nimeni nu se... Matematicienii sunt matematicieni pentru toată viața. Le rămân preocupările. Nu e ca în gimnastică, la un moment dat, să nu mai poți... Domnul academician, noi ne cunoaștem, avem o relație specială, dar totuși îmi permit să păstrez o distanță amabilă, vă respect mult. Eu nu am să încep acest interviu cu cine sunteți, nu. Dar totuși aș vrea să iau dintr-un interviu, ați dat multe interviuri noastre, unde ați răspuns la această întrebare clasică, cine sunteți, într-un mod foarte original. Îmi permiteți să dau acest... Semnez în alb, nu știu exact despre ce interviu este vorba. Mulțumesc. Sunt un țăran argeșan, corect, până aici. Dus de viață până prin Academia Română de care făcură în vorbire. Ba și prin cea Europei. Am obiceiul de a lucra zi lumină, paranteză, ca țăranul, am închis paranteza, și fac aproape totul în stare de joc. Vă recunoașteți? Perfect. Mai aveți ceva de adăugat aici? Încă urmez acele care pot fi sfaturi pentru cei care eventual ne ascultă și care primesc sfaturi. Deci învățăturile domnului academician către cei care... Fiul său, perfect. Fără nu... Aveți 2 băieți să vă trăiască, da? Și câți nepoți? Mulțumesc 4. Mult. 4 nepoți, 3 băieței și o prințesă. Frumos. Fiind cea mai mică, evident că alintată... Și ca să termin cu citările, cum suntem toți curioși, de ce ați rămas în România? Eu aș fi zis, de ce sunteți înapoiat, în sensul de a vă fi întors de pe unde ați fost pelegrin și răspundeți. Pentru că nu pot trăi decât în limba română. Deci Tastănescu spunea că limba română e patria mea. Pentru că am tălpile și genunchii înverziți de iarba cicăneștilor, deci iarba verde de acasă. Și nu se ia verzeala asta oricât m-aș freca de tare cu săpun euroglobal. Frumos. Altfel, ca tot matematicianul, am tot umblat prin lume, cu treburi, niciodată ca să-mi caut loc de casă. Casa dumneavoastră unde este? Adresa din buletine la Curtea de Argeș. Deci acolo este casa mea acum. Și casa părintească din Cicănești? Acasă, multă vreme locuiam în București și ziceam că mergem acasă, la Cicănești, evident. Cicănești, să localizăm puțin, vom vorbi despre Cicănești, îmi face plăcere. La câți kilometri este de Curtea de Argeș? 14-15, între Argeș și Topolog, o comună înconjurată de păduri, ușor izolată, cu specificul ei formidabil, cumpăna apelor o înconjoară. Toate apele izvorăsc din Cicănești și curg spre sud. Când eram de 2-3 ani, credeam că toate apele globului curg spre sud, s-a dovedit că nu e așa. Deci Cicănești, deocamdată, departe de lumea dezlănțuită. Un loc mitologic, cu mitologie și mitologizat de frumos. Domnul subsemnatul care să mai are încă nostalgia acelui să mai loc. Să punem o cărămidă conversației noastre agreabile. Cunoașteți formatul emisiunii? Sunt pregătit să răspund oricărui format, da, în principiu da. Vă mulțumesc. Dar o să ne mai deformăm în puțin principiu, totuși, da? În principiu, da. Dăm un titlu emisiunii, o temă pe care am propus-o împreună. Pe burtieră telespectatorii pot vedea în clar titlul emisiunii, incitant, o viață dedicată matematicii și informaticii de performanță. Deci o viață dedicată matematicii și informaticii de performanță. Rămânem pe acest titlu? Rămân cu o vagă sperietură când văd în față o viață dedicată. Deci am în spate o viață. Așa cum a fost ea. În față, ce mai, am o parte din viață. Să termină realitatea, să începe speranța. Alegem partea plină a paharului. Frumos. Mă bucur, sunteți optimist. Haideți să-l
Să demitizăm puțin pentru cei care ne urmăresc. Deci, în primul rând, matematică și informatică de performanță. Să spunem, am fost totuși... cercetător tot timpul. Nu profesor, nu altceva. Iar cercetarea asta face pe frontiera cunoașterii și încearcă să o împingă puțin încolo. Unde? Deci, asta am putea să o numim performanță. Frumos. A semnat Facultatea de Matematică în Universitatea din București, da? 4 ani matematică pură. Da? Plus un fel de masterat, da? Un master, anul 5, specializare în informatică. Așa. Bun. Era în anii 73-74. Bun. Și apoi ce a urmat? Apoi au urmat 4 ani de informatică practică. Am programat în COBOL, imediat după... COBOL, da? Absolut. Dan Farcaș, da? Unde ați învățat COBOL? Direct în producție. Adică? La CPECA, la Centrul de Calcul. Să ne amintim de CPECA, da? Foarte frumos. Exact, cu contracte la Vulcan, la Unio Satu Mare, la Vulcan București. Nu mai am e înțeles, istorie, da, deja, istorie, da? La Bacău. Peste o lună și ceva, eu n-am învățat în facultate COBOL. Fortran. Sau nici Fortran. Fortran, Assembler și Algol 60, celebrul. Cu Vaida, cu cine ați făcut? Cu domnul profesor Vaida, da. O parte, dar erau programare, o învățam cu mai tineri, cu lector conferențiar de la Centrul de Calcul. Deci COBOL. O să ne amintim de COBOL, da? COBOL a fost o mare surpriză. Am plâns în prima săptămână și am scris programe în a doua. Cu găutul dăunător. Mi-am adus obolul la informatica practică, deci nu mă simt vinovat că am făcut numai teorie tot timpul. Dacă erați femeie, după aceea, doamnă, vă spuneam că sunteți divină. După aceea. Iată ce mai spune Solomon Marcus și rămânem puțin la cercetare. George Păun, deci academicianul George Păun, a evitat sistematic să lucreze în învățământ, să profeseze de la o catedră. S-a dedicat total cercetării. A evitat și cu ajutorul academicianului Solomon Marcus. Un fiu de săran din Cicănești nu poate visa totuși decât o anumită cupolă, că nu-și poate imagina ce poate fi dincolo de Curtea de Argeș, de oraș. Da. Iar tot liceul, ba și în facultate primii nu știu câți ani, am visat să ajung profesor de liceu la Curtea de Argeș. Era maximul pe care îl puteam... Dar l-am întâlnit în anul 4 și apoi în 5 și mai mult pe Solomon Marcus și pe profesor Vaida. I-am întâlnit că-s doi acum. Da. Și am ratat acel drum. Am rămas cercetător. Și nu regretați? Niciodată n-am regretat nimic. Ați fost chiar cercetător 1? La Institutul de Nu regret, nu mă jălesc, nu stric. Vorba poetului... Frumos. Rus. Și apropo... Eu nu regret nimic, deci je ne regret rien de rien. Bun, domnul academician, pe scurt îmi permit să realizez un nanoportret ca să vă odihniți puțin, să vă adunați gândurile. Nu înainte de, mai aveți ceva de adăugat ca explicație la titlul emisiunii, o viață dedicată a matematicii și informaticii de performanță? Nu, e perfect. Toată viața am fost... prin funcție și prin dedicare. În general am un obicei, nu știu dacă se mai poartă, atunci când mă apuc de ceva să-l fac cu 100% din mine, eventual cu 101. Apropo de cuvântul dedicat, care îmi place. Deci am făcut cu toată ființa ceea ce se presupunea că am de gând să fac. Matematică și informatică, cu mențiunea că sunt educat 4 ani de matematică ca matematician, dar, de fapt, am lucrat în informatică teoretică, în matematică informatică, nu cu excepția primilor 4 ani. Deci o formă de matematică, dar subiectele venind dinspre informatică. Acum am vrea să vă descoperim ca matematician. Aș vrea ca într-o altă emisiune să vă descoperim și ca poet și nu doar atât. Iată, aici am o carte, George Păun, Ceasornicar de Curcubee, rămânem la matematică, o prefață nemaipomenită, Geometrizarea metaforei, dacă vă mai amintiți de ea, semnată de Nicolae Dabija, un nume cunoscut și nu mai trebuie demitizat. Care am colaborări îndelungi, revuistice, cum se spune. Văzut frumos, și în Curtea de la Argeș, da? Și spune aici, la el, deci la dumneavoastră, matematica este o artă. Și mai adaugă, poezia este o știință. George Păun trăiește în două lumi, din care a făcut una. Comentați puțin?
Comentez plecând de la faptul că m-ați făcut poet. E un pic cam prea restrictiv. Nu eu v-am făcut am poet. Am vagi incursiuni prin literatură. Și eu zic reușite. Poezie, proză memorialistică, epigrame. Ca să am văzut și epigrame, să da? Compromit total. Foarte frumos, da? Epigramele sunt lucruri foarte serioase. Abia categorii. Când am fost la prima întâlnire publică, la Centrul Cultural Mihai Eminescu, unde ați lăsat o carte de care o să vorbim acum câteva zile. Da, acum câteva zile. Doamna Elis Rupeanu a intervenit. Elis Rupeanu, apropo de o epigramă, este o celateză de doctorat, da? Doctorat. Și eu am mai rămas pentru că o cunosc, că am făcut emisiune cu domnia sa, s-a bucurat când am reîntâlnit. Cu doamna Rupeanu? Da. Excelent. Am făcut, însă este, e ploieșteancă. Și tot timpul recunoaște că este ploieșteancă, da. Știu, am făcut emisiune cu domnia sa, ne-am bucurat. Înțeleg că a fi ploieșteane deja, a fi membru aceluiași club select de... Nu de epigramiști neapărat. Scrieți epigramă? Eu nu scriu epigramă, dar citesc epigramă, da. Și într-o emisiune am avut o invitată alături de Ionescu Chintus, care ne privește dintr-o stea, și nu spun ce intersecții au fost foarte plăcute, foarte plăcute, oameni și m-am bucurat. De spirit, oameni cu și m-am bucurat ce lume puteți să adunați. Dar a și scris în revista Curtea de la Argeș. Scrie număr de număr. Din cele 100 de numere. Am dorit să... Nu cred că de la început trebuie să mă uit în colecție. Da. Aș vrea să mai punem o cărămidă. Membru al Uniunii Scriitorilor, din 1990. 90. Da? Membru titular al Academiei Europene din 2006, absolvent al Facultății de Matematică, am zis, promoția 1973 plus un an. 73, da? Plus specializare. Doctor în matematică la Universitatea București, cu lucrarea, simularea unor, în 77, simularea unor procese economice prin mijloacele teoriei limbajului. Coordonator, academician Solomon Marcus. O idee destul de îndrăzneață atunci. Chiar îndrăzneață, 77. 77, să folosim gramatici din lingvistică. La CPK pentru... ați venit când? În 74. 74. Deci aveați o experiență, apropo iulie, de... Acolo am învățat, într-un anumit sens, am îmbinat pe informatica foarte practică. Aplicativă, COBOL. Acolo am învățat economie. Pun ghilimele de foarte multe ori, pentru am că înțeles, spiritul da? Ludic mă trage uneori spre afirmații hazardate. Și redactor șef, în viață, spune eu, glumesc, dar nu glumesc, al revistei lunare de cultură, Curtea de la Argeș, pe care o vom analiza, v-aș ruga, într-o emisiune dedicată. Numai de 9 ani, da. De 9 ani, da? Aș vrea să mai spun aici câteva lucruri importante. Sunteți cel care ați introdus gramaticile cu valențe. Vreți să veniți cu o explicație? Noi am lucrat foarte mulți ani, spuneam cercetare, da. În teoria limbajelor formale de tip clasic. Și atunci, clasic, dar mă interesau ramuri mai noi. Restricții în derivare. O să cădem din limbă în limbaj, din limbaj în jargon. Am înțeles, dar asta este. Dar nu sunteți tehnicist și le îmbinați frumos. Da, le îmbinați frumos. Da, o clasă de gramatici cu restricții. Perfect. Care nu se evoluează cum vor ele, ci cum vreau eu, ca să producă mai mult. Și sunt mai multe. Autor, coautor, a peste 15 modele universale de calcul pe bază de ADN. Am spus și ADN-ul, studiate ulterior de cercetători din două puncte. România, Ungaria, Cehia, Germania, Olanda, Italia, Japonia, Noua Zeelandă, Spania, Franța, Moldova, Grecia. Aici ar merita o paranteză. Dar chiar vă rog, o acoladă. O acoladă. Informatica are niște limite teoretice. Nu toate problemele se pot rezolva într-un timp care să ne convină, polinomial, se spune în jargon, drept care se caută soluții dincolo de ideile clasice. Biologia are un număr de procese pe care le putem implementa, le putem considera procese de calcul, care au caracteristici la care informaticienii încă visează. Paralelism, nedeterminism, se ghicește soluția și se validează. Noi nu ne putem permite așa ceva pe calculator. Biologia o face de milioane de ani cu rezultate notabile, am văzut, foarte, da. Foarte bune. E, calcul cu ADN, asta încearcă să învețe de la ADN, a fost o ambiție și mai înaltă acolo, să folosim moleculele ca atare pentru ca suport de calcul. Dar începuturile sunt două. Dinspre teorie, în 87, un domn american care a fost prin România, a murit cel puțin,
niște operații cu ADN-ul, da? Iar în 94 s-a reușit primul calcul în eprubetă, folosind alte idei. După care a fost un boom, modă. I-am pornit calcul cu ADN înaintea modei, pe modelul americanilor pe care l-am modificat, etc., și acelea sunt studiate mult acum. Dar după o vreme lucrurile au ieșuat în prea multă teorie și ADN-ul din realitate nu s-a purtat așa cum voiam noi. Am să luăm regia. Andrei, te rog, dacă poți să refaci legătura cu domnul profesor jurnalist Alexandru Mironov, un bun prieten de-al dumneavoastră, o veche cunoștință de-a noastră. Veche cunoștință. Da? Pe care tare mult doresc știință să... Știință și tehnică 80, îmi și amintesc cum l-am cunoscut. E puțin vinovat față de evoluția dumneavoastră. Atunci am debutat în publicistică. Frumos, da. Pe biroul lui Mironov, ca să spun așa. Cu ce ați debutat? Popularizarea unor fapte matematice, popularizare, da? Popularizare, să zicem, da. Iar Mironov citește, se uită la mine, dar literatură nu. Alo, bună ziua! Bună ziua! Domnul Mironov, suntem bucuroși că vă auzim din nou, eu v-am exploatat, dar nu plecăm din emisiune până când nu stabilim o dată când doriți. Dacă doriți să veniți în studio, am folosit forma de plural, așa după cum v-am spus, invitatul meu este în sfârșit domnul academician Gheorghe Păun. Rugămintea mea o cunoașteți. Cum numai dumneavoastră știți, vă rog să ne spuneți aproape totul despre Gheorghe Păun, de care nu mai trebuie eu să spun mai multe. Dumneavoastră știți mult mai multe decât mine, vă rog. Trebuie să vă spun că unul dintre cele mai interesante personaje din știința culturală românească este prietenul Gheorghe Păun, îndrăznesc să-l numesc prieten. M-am întâlnit cu domnia sa când venea în chip de studențaș într-un pulovăraș la știință și tehnică și a propus acolo colaborare la revistă cu niște articole de știință, le-am citit imediat, mi-au plăcut imediat, ne-am legat, ca să zic așa, și ani de zile domnia sa a avut o rubrică de matematică pe care mi-aș dori și acum să o facem sau să o facă cel puțin în revista Curtea de la Argeș pe care atât de mult o iubește. Cred că eu l-am convins pe domnia sa să scrie și povestirea de SP, s-a achitat foarte bine și de această sarcină, se cunoștea că nu avea cultura în domeniu, dar sigur un om de știință veritabil cum este Gheorghe Păun a găsit imediat calea și cu mare condei ușor foarte bine a putut să facă. Eu cred că ne-am legat pe o perioadă lungă de timp, dovadă că uite sunt decenii deja de când, patru, de când colaborăm. Între timp am avut surpriza să văd cum crește lângă mine un om de o mare putere, un adevărat, eu știu, dacă nu monument, în orice caz figură importantă a culturii românești, pentru că teoria membranelor cu care a ieșit domnia sa și despre care îndelung mi-a vorbit mentorul domniei sale, domnul Solomon Marcus, academicianul Solomon Marcus, înseamnă foarte mult în cultura lumii. Știu că face o școală de vară la Curtea de Argeș și undeva în Spania le schimbă fiecare an și vin toți specialiștii matematicieni care se ocupă de celulă. Între celule este o membrană, ea are o matematică, spune Gheorghe Păun, cum nu spune nimeni în lume, și am și avut ocazia să văd cursuri, manuale, cărți scrise de domnia sa împreună cu colegul și prietenul său Cristian Calude, lucrări care sunt importante în matematica lumii. Pe urmare, un mare matematician, membru al Academiei Române și încă de foarte tânăr, care a ales să rămână în țară tot timpul. Mie mi se pare că asta e o extraordinară alegere. Mulți matematicieni au plecat din țară și au dat ceva performanță în America, în Franța, pe unde au fost ei, dar să rămâi și în România ca să faci școală e cu atât mai mult stimabil. Ei, fiind, cum să spun, cu picioarele vârâte adânc în solul comunei în care s-a născut, cum spunea Solomon Marcus, Cicănești. A dorit că acolo de la Cicănești poate să crească marile valori. Eu am citit și în afară de cărțile de SF și cartea de amintire, așa, de viață, un fel de autobiografie, Drăgălaș a scris frumos din toate punctele de vedere. Cel mai tare mi-a plăcut
momentul în care e în excursie elev, sunt mai mulți din cicăneștii lui în excursia aia, cred că undeva în Delta erau, și o tânără domnișoară, colegă de clasă, a vrut să mai cumpere nu știu ce trăznaie și George Paul n-a vrut să-i dea banii, ca să se dovedească mai târziu că acea domnișoară avea să-i devină ministru de finanțe, cum spune de în carte, chiar soțială. O persoană cu totuși cu totul deosebite, un om de un bun simț și de o cultură uriașă, care, iată, are un hobby la bătrânețe, pentru care îl estimez, curtea de la Argeș, când spun bătrânețe, să mă ierte academicianul Păun. Asta după 90 de ani va fi cu adevărat bătrânețe, e bine, curtea de la Ardeș și e ceva ce îi place foarte tare, invită scriitori din Basarabia la întâlnire, e prezent în peisajul cultural tot timpul, e naționalist, cum și trebuie un om, eu știu, de știință și cultură să fie, naționalist convins, nu exagerat, și e o adevărată, eu știu, figură luminoasă a culturii noastre. Îi doresc activitate îndelungă, îi doresc să fie un adevărat far, așa cum a fost ani de zile, încă mulți ani de acum înainte, și să păstrez, eu știu, drumul pe care a mers mentorul lui și al multora dintre noi, academicianul Solomon Marcus. Domnul profesor, eu am simțit bucuria dumneavoastră de a veni în emisiunea noastră cu o rostire de suflet încă de zilele trecute, când v-am abordat. Dar astăzi m-ați surprins din nou nu cu o bunăvoință, cu o spontaneitate și cu aceeași bucurie de a-l zugăvi. Mai rămâneți, vă rog, puțin, întrucât sunt convins că domnul academician are și dânsul o propoziție sau chiar mai multe fraze de spus. Așa cum îl cunosc eu, să mă scuze, domnul Băun, eu cred că îi e rușine, nu rușine, îi e jenă de toată acolada asta pe care am ridicat-o eu și stă ascuns sub scaunul. S-a ridicat acum, haideți să-l ascultăm, vă rog, da? S-a ridicat, da. N-am intrat încă sub scaun, vă mulțumesc mult. Tocmai povesteam înainte că vă datorez sau vă găsesc vinovat pentru incursiunea mea prin science fiction. Mi-amintesc precis cum ne-am întâlnit la știință ștenică pe vremuri. Apropo de jenă și... Da, aici am o explicație a acestei jene. Fac din toate laudele pe care le aud porțiuni dintr-un viitor necrolog și atunci am o mică... un mic inconfort. Mulțumesc mult și pentru că ați amintit de revista Curtea de la Argeș, într-adevăr mi-e tare dragă și care tricolorul totuși pentru cei care naționalist. O coastă de naționalist, aici citesc pe altcineva, nu, tot pieptul mi-e naționalist, dar naționalist cuvincios, dacă ar fi să-l amintim. Da, cuvincios, da. Constructiv, nu exagerat, constructiv da. Pentru da. Ceva, nu împotriva cuiva, Doamne ferește, am avut colaborări, prieteni în toate națiunile Europei și mai mult decât atât, Doamne ferește. Nu pot să fiu împotriva cuiva. Eu zic că trebuie să-i mulțumim cu formă de plural, domnului profesor, da? O mare bucurie că v-am auzit. La fel, cu aceeași bucurie, domnul. Mulțumim. În toamnă va fi încă o întâlnire a conferinței de membranistică la Curtea de Argeș. Poate, o să vă anunț din timp, poate trebuie. Dacă ne și instruiți ca să înțelegem bine pașii pe care îi faceți și un pic să cântăm așa la mandolina matematică, cum de altfel știți să o faceți, vin cu mare plăcere cu echipa de filmare. În măsura în care se poate. Se poate. Trebuie timp și... Da. Deci aveți un răspuns și un angajament. Și eu doresc, dacă se poate, vă rog, nu vreau să mai amânăm, să veniți în emisiune, pentru că aștept de mult. Și nu mai vina mea. Da. Mulțumesc frumos. Vedem cum găsim timp, ne face. Exact. Vă mulțumim foarte mult, vă îmbrățișăm. La revedere. La revedere. Da, câtă efervescență în... rostirea de suflet a domniei sale. Un profesionist al mass-mediei. Desăvârșit. Și cred că v-a creionat bine, domnule academician. Știe aproape tot despre mine, pentru că, repede, ne-am întâlnit în anii 80, la începuturi. Studențaș. Eram absolvent deja în anii 80, dar probabil că mă purtam încă studențește. Domnul Mironov a pronunțat odată o frază, nu știu dacă trebuie să o fac public. Dar vă rog, de ce nu? Pentru că e în defavoarea mea. Nimic.
Luați-l în serios pe puștiul ăsta, nu neapărat pe studențașul ăsta, pentru că sub privirea lui Blajină, sub figura lui Blajină, se ascunde o tenacitate de care nu vă dați seama. Nu era neapărat tenacitate, era un firesc al țăranului plecat să lucreze... De la Cicănești, să lucreze zi lumină. Domnișorica e vecina mea, acum soție. Anișoara, da? Anișoara... Mama, doi copii, doi băieți. Pe care o salutăm de aici. Doamna știe că sunteți aici, da? Știe tot și încă ceva pe deasupra, Doamne ferește. Da, cum înțeles, deci o salutăm, aștept și eu să o cunosc. Da, iar episodul l-am povestit în carte, e public. În carte se referă la Privind peste umăr, Memorii premature, memorii da? Memorii premature, la 60 de ani mi-am făcut cadou mie da? Însumi. 60 de ani, de 20-30 de ani, da? Și nu o să reveniți? Promit în prefață, ușor alintându-mă că peste 30 de ani voi scrie volumul 2, dar să depinde de planurile editoriale, redactorului șef. Bun. Domnul academician, încă o dată mulțumim sincer telefonistului, numai telefonist. Matematicianului Mironov. Matematician Mironov, da, categoric, da. Îi mulțumim și acum vă rog, cu mare părere de rău, să vă rog să fiți de acord să facem o pauză pentru publicitate. Suntem în partea a doua a emisiunii Oameni cu poveste. Invitatul meu este domnul academician Gheorghe Păun. Stimați-le spectatori, pe burtieră, vă rog să aveți amabilitatea să descoperiți, dacă nu ați descoperit până acum titlul emisiunii, o viață dedicată matematicii și informaticii de performanță. Domnul academician, v-ați obișnuit și cu noi, da? Sunt adaptabil. Am citit eu undeva că cei care au grupa sanguină zero sunt mai adaptabili. Zero decât aveți, cei... da? Zero. Este interesant să știe tot. Da, sunteți adaptabili și, deși spuneți dumneavoastră... Nu, dar după ce crezi în ceva, bă, nu știu alții te influențează, sunt, te influențează da? Chiar dacă nu e adevărat. Da. S-a făcut dezvorbire despre Cicănești. Cicănești, pentru dumneavoastră, și-aș spune mai mult decât aș putea eu să spun, așa că vă rog să iar folosesc un cuvânt folosit în scrierile dumneavoastră, Cicănești Europa sau Cicănești Mon Amour. Vă rog. Sunt câteva subiecte despre care pot vorbi o seară întreagă, Cicăneștiul este unul dintre ele. Chiar vă rog. O comună micuță. O să ne oprească regia, da? Cu 2000 de oameni. Cu intrare numai dinspre sud. Da. Dar pe acolo se pare că au venit și tătarii la un moment dat, știind că e o legendă locală vă rog, din Tatăl. Am aflat-o de la taică meu când eram mic, confirmată de învățătorii din zonă că a răspuns la chestionarul lui Odobescu la 1871 când au fost întrebați ce ruine, ce legende sunt prin zonă. Că au venit tătarii în Cicănești știind că acolo e ascunsă o parte din avuția țării. În biserica din Săliște, pe care au ars-o după o luptă cu localnicii, avuția țării a fost mutată pe un deal, s-au făcut săpături de-a lungul veacurilor, tătare a venit de mult, nu știu, la Marea Invazie, 1200 și ceva, sau mai târziu. Cu hugea pe cutatu, vă amintiți, da? Dar legenda spune la ultimul paragraf că nu se va găsi comara până nu se va reconstrui biserica. Bun, legende de-astea sunt peste tot, cu haiducii, cu comara, istoricii sunt reticenți în a le urma și a săpa, dar am reușit să-i conving pe istoricii de la Muzeul din Pitești să facem săpături, după ce am găsit acolo în fânețe un bolovan pe care era o cruce scrijelită cu ceva, o cruce clar făcută de mâna omului, nu foarte pe... Care a rezistat în timp. Care a rezistat în timp, cred că se lipeau lumânări de ea pentru că avea ceva, un material... Da. Am făcut săpături, am găsit biserica, fundația bisericii, de lemn, cimitir în jur, etc. Deci, Cicăneștiul nu numai că acum arată mitologic, are istorie care merge în spate până la tătari. Când au venit, nu știu. Cicăneștiul are un aer de vatră dacică izolată între dealuri. Nu știu ce să caute romanii pe acolo. Presupun că n-au venit de asta. Da. Ne zicem între noi că suntem daci... rămași
neinfluențați de globalizarea pe care o aduceau romanii cu ei acum 2000 de ani. Cicănește Europa, ziceți dumneavoastră. Cicănește Europa pentru mine, pentru că după Cicănești, după Curtea de Argeș, după București, am umblat Europa și lumea toată. Haideți să vedem un material, te rog. Și nu e nicio contradicție între Cicănești și Europa. Asta, de fapt, stă în liniuța de acolo. E o liniuță, da. E o liniuță între ele care le pune alături, nu le separă. Să vedem, Andrei, pentru că suntem la Cicănești, să nu uităm bunicii și părinții. Bunicii. Oh, ce frumos. Bunicii aici. Bunicii din partea? Din partea mamei, mamei în da. Costum de Cicănești, cu umbrelul, îl descoperă acum pe bunicul. Bunicul era relativ scund, extrem de isteț și de versatil. Avea, știa toate meseriile, așa mi se părea mie. De la zidărie, la lucru cu lemnul și cu celelalte. A făcut al doilea război, a venit rănit. Multe istorii pe care le știu de la... Foarte frumos. De la, era cumva patriarhul familiei. Oh. Foarte interesant. O familie mai largă avea mulți frați, se întâlneau uneori seara și discutau în fața porții și noi cei mici trăgeam cu urechea la discuțiile lor. Aici sunt părinții. Părinții aici. Vorbiți-ne puțin despre părinți, care nu mai sunt, ne privesc dintr-o stare. Care nu mai sunt. Și mergeți din când în când și aprindeți țărani un pai de lumânare la mormântul lor. Adevărat, la Cicănești, da? Evident, da, sunt în Cicănești, odihnesc acum. Iată, portul... Țărana, sunt imediat după nuntă aici, mi-au povestit, deci, în anii, la începutul anilor 50-49, costumele populare de acolo, țăranii luminați. Tatăl meu citea seara la lumina lămpii, așa am învățat eu să citesc, practic, folosind cărți, mi-amintesc Mihai Tican Rumano și alte cărți de călătorii și de aventuri. Știa și el foarte multe meserii. De la picta cruci și icoane, de pildă. Încă mai sunt pe acolo, prin zonă, cruci de fântână sau de intersecție pictate de el. Merg prin comunele vecine și uneori am un șoc, recunoscându-i stilul de a picta. Vă cer amabilitatea să intrăm puțin și în familia dumneavoastră. Te rog, Andrei, familia, așa cum este ea, iată. Aici sunt doi dintre nepoți, soția din iarna de acum, ultima... Aici, la Curtea de Argeș, la da? Curtea de Argeș și în curte, seara, sunt luminile aprinse, am făcut cel mai înalt om de zăpadă din... Cum sunt iernile la Curtea de Argeș? Iernile frumoase, fără vânturi mari, pentru că orașul e pus într-o depresiune. Căldare, da? Da, într-o căldare. Reci, în schimb, pentru că suntem foarte aproape de munte, 86 km până pe Moldovanu. Aici sunt ceilalți doi nepoți cu costume populare, cu sute de doamna ministru de finanțe de care vorbea domnul Miron. Doamna Anișoară, da? Chimistă, da? Anișoară. Chimistă, da? Profesor de chimie la liceul Moisil din București, nimic nu e întâmplător. Copiii pe când aveau câțiva ani, iar eu aveam părul negru. Da. La 31 pic de ani, tot pe atunci, în Parcul Tineretului din București. Argeșul? Nu, nu, nu. Aici, nu. Argeșul e aici. Lacul din lacul? Parcul Tineretului din București. Îmi amintesc precis esplanada din București, de unde s-a făcut. Multe dintre pozele acestea vechi au fost pe diapozitive, trecute mai târziu. Da. Poză foarte recentă cu nepoata și nepotul, din partea băiatului cel mic, să vă trăiască. Făcând oarece chimie care la final trebuia să ajungă pizza. Cred că așa a ajuns o pizza. Soției îi place să învețe, iar lor le place să învețe lucruri de genul acesta. Dumneavoastră gătiți? Vă place să bucătăriți? Da și nu. Da nu, și nu. Mâncarea nu e punctul meu. Nici la consuma, nici la prepara punctul meu tare. Am trăit prin lume cu mâncăruri semi-preparate din alimentară și din... Nu, pe scurt nu. Nu. Pe scurt, nu. Să mai spunem... Sunt total dependent de soție la capitolul acesta. Am și la cel financiar, cum spunea Miron. Înțeles. Sunteți cunoscut ca un autor extrem de prolific și complex. Andrei, dar imaginile vorbesc. Aveți cărți care stau în picioare. Cărți, te rog. Peste 500 de articole științifice indexate ISI. Da. Aici este teza de prima doctorat? Mea carte, rescrierea tezei de doctorat.
Editura tehnică. Editura tehnică a fost debutul meu editorial. Dar aici aș vrea să explic ce înseamnă. 500 de articole înseamnă foarte mult. Foarte mult, dar e natural spre banal pentru cineva care 24 de ore, fără exagerări, face numai matematică și face numai cercetare. Deci fără a merge la școală 5 ore pe zi, școală medie sau superioară, corectând lucrări alte nu știu câte ore, pregătind cursuri, etc. Eu am fost plătit, spuneam, pentru a scrie lucrări. Și spuneam că am făcut întotdeauna și am făcut mai bestul, ca să nu zic că am făcut totul, că sună prost. Da. Deci nu e nimic deosebit în a scrie mult atunci când 24 de ore sunt toate dedicate și am călătorit după Revoluție și înainte am călătorit în țările socialiste, că nu se putea altfel, întâlnindu-mă cu oameni care mușteau de idei. E o jumătate de idee, e o jumătate de idee, imediat se naște o lucrare. Iată, o altă carte, asta este Biblioteca Știința pentru Toți, da? Știința pentru Toți, dar interiorul e matematică adevărată. Aveți 5 cărți de popularizare a științei, mi-am notat eu aici. Cărți de popularizare. Asta nu e de popularizare, deși seria e de popularizare. Seria, cartea e mai tehnică, da? Dar subiectul e popular. Da. Cum facem clasamente de orice, de la sportivi, de la fotbaliști, la decizii economice. Iar domeniul e pândit de paradoxul de asta și poza cu locurile inversate pe podium. Uitați, aur, argint și bronz. Sunt altfel decât da. Aici deja ne e prima carte în engleză scoasă la Springer cu un amic pe care l-am cunoscut în 83 la Magdeburg, Jürgen Dassow. Deci teoria limbajelor formale. Deci teoria limbajelor formale, o carte de foarte mare succes a avut. A fost prima monografie singura cumva și apoi a devenit cartea standard în zona asta. Versiunea japoneză a cărții de DNA Computing scrisă cu Rosenberg și Saloma, doar G-urile au rămas în nume, G pe un G, Rosenberg, A, Saloma, se vede subtitlul acolo. Vom reveni la cei doi prieteni ai dumneavoastră, un polonez, nu? Poftiți? Polonez, unul dintre ei. Primul polonez, Jego Rosenberg, mutat în Olanda de multă vreme, iar Saloma din Finlanda. Puțin român? Puțin român, spune el, bunicul lui e posibil să fie român-român sau româncă cu un finlandez. Interesant. Ați fost în Finlanda? Am petrecut ani mulți în Finlanda. Vom vorbi de sauna de acasă, apropo de moda Finlanda. Saloma, da? Obișnuiesc să spun, gurul meu în materie de limbaje formale, de la el am învățat limbaje formale și de la... Rămânem aici puțin, este o carte, o Biblie, totuși, iată pe cei doi din nou prezenți, cu dumneavoastră. Împreună cu Rosenberg și Saloma am editat handbook-ul de calcul cu membrane, domeniul în care 20 de ani am căutat calculatoarele. Care m-a transformat într-o inițială. Toți vrem să devenim nume, eu am ieșuat și aici, am ajuns o inițială. Handbook-ul e din 2009 scris, în 2010 a apărut la Oxford University Press. Ar merita scris un nou handbook acum, pentru că în 10 ani s-au întâmplat foarte multe în domeniul. Și nu vă mai încumeta să-l scrieți? E foarte multă muncă la a face așa ceva. Cred. Cine a tradus? Aici totul e în engleză, asta și dumneavoastră. Totul, evident, în engleză, iar a edita o carte de matematică e altceva, o carte colectivă. Da, e altceva decât a edita o carte de literatură. Categorică, da. Aici se caută autori, se negociază, se uniformizează. Aici volumul scos anul trecut în urma conferinței de calcul cu membrane la Dresda. Prima ediție a fost la Curtea de Argeș, a 10-a la Curtea de Argeș, a 20-a va fi anul acesta la Curtea de Argeș și restul a fost prin lume. Anul trecut a mai fost în Germania, la Iena, acum vreo 7-8 ani, iar anul trecut a fost la Dresda. Rosenberg, Saloma sunt co-editorii de cele mai multe ori. Zandron din Italia, Hintze din Dresda, organizatorul. Zandron e primul doctor din Europa în calcul cu membrane. Primul doctor din lume e cineva din India, Krishna. Sper să vină amândoi, Zandron a confirmat, Krishna nu încă, e mai greu, e mai departe, să vină în august la Curtea de Argeș, la 20, CMC 20. Să mai vedem o carte, tot prima copertă.
Da. De câțiva ani avem o societate internațională... Andrei, te-aș ruga și insigna, pentru că aveți și o insignă și e frumos să facem vorbire despre logo-ul ea. Da, exact, ascultăm. Avem o societate internațională de calcul cu membrane, cu sediul în China, care girează, organizează ce se întâmplă. China și India sunt departe de Europa. Da. În Europa există conferință. În India ați fost? Nu, am avut invitații, dar n-am ajuns. În China am fost de foarte multe ori. Asta, da? Dar pentru că suntem departe unii de alții, ei și-au înființat propriile conferințe. Inclusiv un workshop. În Europa sunt două întâlniri de calcul membranic, conferința și un brainstorming de o săptămână de calcul membrane la Sevilla. Iată insigna. Societatea Internațională de Calcul Membrane a produs o insignă, acolo se imaginează o celulă. Pe de la Păun, da? Și pe... Frumos. De la Păun. Mai revenim la cărți, Andrei, îți mulțumesc pentru efortul tău. Care e doar o insignă pe care o purtăm de drag la conferințe, nu are o semnificație. Se pare că imaginile s-au terminat, dar mai am eu câteva elemente și dacă m-am documentat corect, vreau să-mi spuneți, peste 90 de cărți care stau în picioare, 11 cărți de matematică și informatică, 70 de volume colective editate. De ce cărți despre jocuri logice? Avem o carte despre Go, dar o să o discutăm într-o altă emisiune. Ați fost președinte al Federației de Go. Ați adus în vremea comunistă jocul Go în România. Am făcut enorm de mult pentru golul românesc, ducându-l de la câțiva jucători până la stadiul de federație. Primele concursuri, primele regulamente, primele cluburi. E o vreme cu totul de poveste. Anii 80, când nu era... Vom vorbi despre Go. În familie ușor. Cine joacă Go? În familie, cine joacă Go? Toată lumea știe Go, da, toată dar lumea de știe, jucat da? Nu prea se joacă. Am copiii înțeles. Se joacă în curte, în grădină, atunci când ajung acolo. 30 de cărți de literatură pe care vă rog să le analizăm în alte emisiune, SF, romane, memorii, poezie, eseuri. Multe din cărțile dumneavoastră au fost traduse, mi-am notat eu câteva limbi, japoneză, chineză, rusă, rusă, engleză, maghiară, italiană. Maghiară, italiană, literatură. Literatură, da. În da, chineză, literatură. Chineză, cele da? De matematică, de DNA da? Computing, de membre computing. Singur informatician român situat între cei mai citați dintre toți autorii de lucrări de informatică ISI. Da, ISI are o categorie Highly Cited Researchers. Da? Sunteți laureat al premiului Gheorghe Lazăr al Academiei Române. Pentru cartea văzută mai devreme, tandem cu o altă carte da? Care a apărut. Steaua României, așa. Frumos, în grad de cavaler pe care ați primit-o când? Acum 3 ani, în decembrie, la Cotroceni, din mâna președintelui României. Foarte frumos. Andrei, te rog frumos, spre finalul emisiunii, dacă poți să faci legătura cu domnul academician Florin Filip. Aș vrea eu să mai adaug, dacă se poate, căsătorit, am zis, cu anișoara, deci nu Ana, tatăl ai 2 băieți mari, 4 nepoți, o personalitate care se bucură de o excepțională vizibilitate și recunoaștere internațională, opera sa având peste 25.000 de citări. Alo, bună ziua, domnul academician! Vă salut! Nu știți cât ne bucurăm, cu formă de plural, eu și Gheorghe Păun, că v-ați făcut timp și pentru noi, să intrați în legătură directă, în special cu domnul academician, la Oameni cu Poveste. Vă rog, știu că îl cunoașteți, dar spuneți-ne și nouă, cum îl cunoașteți pe domnul academician Gheorghe Păun, invitatul meu. Vă rog. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Sunt bucuros că m-ați apelat pe domnul Păun, pe domnul academician Păun, îl cunosc de la mijlocul anilor 90, când eu am fost cel care i-a făcut recomandarea pentru a intra în Academie și în acel moment și mai târziu am fost tot timpul convins că este un om de știință autentic, riguros și, nu în ultimul rând, patriot. El este un membru activ al secției noastre, mă bucur că l-avem în secție,
El completează paleta de preocupări din secția noastră și vreau să revin încă o dată asupra faptului că este, pe lângă un om de știință riguros, și un om de cultură. Este scriitor și de circa 100 de numere sau 100 de numere a făcut revista pe care dumnealui o conduce, se numește Curtea de la Azeși, în care găzduiește articole semnate atât de oameni din zona științelor umaniste cât și din zona științelor tehnice. În ultimul rând, în ultimul număr am văzut cu plăcere un articol despre impactul noilor tehnologii făcut de un inginer, membru și dumnealui al Academiei Române. Deci un om căruia îi port un respect deosebit și pe care l-am cunoscut și în viața privată, participând împreună la unele acțiuni la Oradea, l-am cunoscut pe dumnealui, pe soția dumnealui și cu acea ocazie mi-a făcut plăcere să-l cunosc, mi-a făcut plăcere să-l întâlnesc. Acestea sunt... Foarte frumos, cum ies ca întotdeauna. Vă rog frumos să fiți de acord să vă dea și un răspuns la acest laudațiu pe care l-ați făcut, așa cum se obișnuiește, în special în Academie, pe care l-ați făcut dumneavoastră. Vă rog, domnule academician. Discursurile la Academie. Mulțumesc mult, domnule academician. Între dumneavoastră academicieni, vă rog. Da, noi discutăm mai mult la Academie. Nu, mulțumesc mult, sunt îndatorat pentru tot ce spuneți. Ne vom mai întâlni și la Curtea de Argeș și în alte locuri. Mai ales că în toamnă am conferința de calcul cu membrane acolo. Vă mulțumesc pentru invitație și... Și eu vă mulțumesc mult. Ați trecut și Argeșul până acum la domnul academician acasă, Gheorghe Păun? Acasă nu a fost, dar a fost la acțiuni pe care le-a organizat la Curtea de Argeș. Da? Și m-am simțit foarte bine cu acea ocazie. Sunt calzi oamenii de la Curtea de Argeș, iar... Este un oraș cu mult farmec. Și cu multă istorie, într-adevăr. Și cu multă istorie, da? Și cu mulți oameni de valoare. Și cu un singur bulevar, greșesc eu? Sunt oameni care sfințesc locul, dar mai ales locuri care sfințesc oamenii. Curtea de Argeș, da. Curtea de Argeș și e un loc care sfințește. Sunt niște particularități, un singur bulevar, nu? Are niște unic, particularități, da? Dar are două biserici fabuloase, Biserica Domnească și... Da? Deci iată, provocări, nu neapărat turistice, provocări de suflet. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnule academician, și vă doresc și multă sănătate. Mulțumesc și cu altă ocazie. Și cu altă ocazie, vă mulțumesc. Mai avem câteva materiale și n-aș vrea să le ratăm. Apelez la generozitatea lui Andrei. Aș vrea să vedem materiale honoris causa. Sunt importante. Sunt doctor honoris causa. Să le vedem. Da, vine o vreme, vine o vârstă, vine o vamă, când vin și titlurile către cei care sunt dedicați. Titlurile vin spre dumneavoastră, exact, da? La un moment dat vin titlurile. Când suntem tineri, mergem noi către diplome. Am reținut ideea, da. La vârsta a doua. Aici e de la Opava, din Cehia. Da. A fost foarte interesant acolo, foarte ceremonioasă. Toată întâmplarea într-un cadru baroc medieval sobru. Foarte sobru și foarte încărcat cu simboluri, cu haine de ceremonie, cu muzici, cu bastoane colorate. Aici la Pitești ceva mai sobru, aici e mai sobru. De pildă, Universitatea din Pitești. La 30 de kilometri de Curtea de Argeș. 37. Aici, în schimb, e mai departe, la Iași, Universitatea Apolonia, care în fiecare an, de 1 martie, organizează o conferință la care mergea Solon Marcus, născut pe 1 martie. Acum a fost o sesiune dedicată memoriei lui Solon Marcus anul acesta. Am mers din nou. Poate ați văzut mai devreme o poză similară cu domnul academician Filip, da, în același pupitru, cu aceleași tablouri în spate, la Oradea, la Agora. Dânsul era în civil, aici eu am roba de la... Da, îmi place costumația, este originală, este interesant. Da. Roba pe care o păstrați. Acum o văd... Pe care o păstrați. Da, am acasă, da? Câteva robe, uneori robe... Nu roabe, ci robe, da?
Uneori robele devin parte a diplomei și se iau, am înțeles. Se iau acasă. Domnul academician, ați constatat cu siguranță că cât de repede a trecut timpul pentru această primă întâlnire a noastră, prima emisiune agreabilă pentru care vă mulțumesc? Aproape n-am apucat să-mi spun istoria, ci... Vă mai invit într-o emisiune și vă rog să vă gândiți la morala acestei prime povești pe care ne-ați spus-o, o viață dedicată matematicii și informaticii de performanță. În acest timp aș vrea să mai vedem conferințe, congrese, după care, pe un background ipostaze, să ne spuneți morala poveștii, pentru cei care ne ascultă. Aici din China, la Chengdu. Pronunțați corect, văd. Ați învățat și chineză? Nu, câteva cuvinte. Da, bun. Și cam vei. Dacă am vei, știu asta, da. Da. Aici, la brainstorming, e o întâmplare foarte interesantă, brainstorming-ul acesta, îl recomand tuturor. Să adune un număr de tineri o săptămână, departe de administrație, de studenți, de familii, eventual cu familie, pentru că la Sevilla merită, au ce face în afara universității, iar ei să lucreze. Să runțe matematică o zi întreagă. Nici nu știți ce productivă e o asemenea întâlnire. Da. I-am zis brainstorming pentru că n-aveam un nume mai bun, dar... Da? Și acum vă rog, pe fundalul ipostaze, care nu cred că mai au nevoie de comentarii, să ne spuneți, simt foarte mult, morala poveștii dumneavoastră, din prima emisiune. Nu, mi-e greu să spun care este morala. Poate că o morală este că nu am poveste. Sunt cel mai linear, cumva, matematician. Plecat de la țară, am fost onest cu mine însumi, destul de lucid, făcând întotdeauna... Cu bucurie ceea ce face. Cred că aici e cumva secretul numerelor, repet. Am o mare bucurie în a întâlni oameni. Asta iarăși încerc să spun. Am constatat și noi, da. Dom'le, ieșim în câștig atunci când interacționăm cu cineva. Dar știți că atunci când câștigi, nu știi ce pierzi și invers. Asta e o gândire zen de ordinul 2. Eu prefer să rămân la ordinul 1. Ce avem aici totuși? Cu cei doi... legendari Saloma și Rosenberg. Prietenii dumneavoastră, da? Prietenii mei, ar trebui discutată poza dinainte. Mai las aici, puțin, te rog frumos, aici la Cotroceni, da? La primirea... Un minut, cei doi legendari, da? Vă rog. Privițile săbile și cilindrii de pe... La doctoratele din Finlanda, conducătorul de doctorat și oponentul, e o altă ceremonie decât la noi, trebuie să poarte asemenea simboluri. O tradiție care se perpetuează. Pe coperta cărții de memorii e pălăria lui Saloma, de-aia mi se odihnește. Deci o vedem aici, urechi. Da? Foarte frumos. El fiind net, am vrut să arăt că am purtat și pălării mai mari decât... Da, iar acolo jos pălăria. Iar acolo jos pălăria, avem între noi cartea de DNA Computing. Era la o săptămână după ce o primise. Da. La discursul de recepție în Academia Română, cel pe care l-ați invocat. Dar este important acest lucru, da? Iar aici cu cei doi geniali, soția e între ei, Eugen Dogan Centru, muzicianul fabulos, și în dreapta, al doilea din dreapta, Nicolae Dabija, cel care ați... Cum terminăm morala? Să fim onești cu noi înșini, ulciorul, parcă spunea ceva mai devreme, nu merge de multe ori la apă, deci să nu încercăm cu dâncuzarul. Ulciorul, nu ulcerul, ulciorul, da? Deci să nu încercăm dâncuzarul, nu merge la întâmplare, tot înseamnă muncă, onestitate, dorința de a face și bucuria de a face. Recompensele vin singure dacă am făcut ceea ce trebuie. Îmi imaginez universul ca un joc de puzzle care se cuplează, piesele se cuplează cum trebuie. Dacă nu le cuplăm cu trebuie, se creează o tensiune și cândva ne se va întoarce, ne vom împiedica de ea. De asta să nu lăsăm agii în urmă. Asta e un termen de la Go. Acel limbaj de care vom vorbi tot. Cândva trebuie să vorbim despre Go pentru că e un joc extrem. E o paradigmă, nu e un joc. Se poate trăi fără Go? Se poate trăi fără Go, dar e mai bine dacă trăim în termen de Go. Domnul academician, mă bucur sincer că ați venit și la noi. Îmi pare o cadră cu vremea atât de repede. La oameni cu poveste. Vă mulțumesc mult de tot. Vreau să mai facem o emisiune. Vreau să vă descoperim nu numai ca poet. Mai aveți multe caschete, dar până atunci trebuie să rostesc, este un imperativ și epilogul.
același autor, profesor universitar emerit, doctor inginer Corneliu Berbente, Politehnica din București. Poveștile devin istorii și vor rămâne în memorii. Căci dacă omul cu poveste, cu omul și povestea este, să crezi, povestea te îndeamnă că omul ei ceva înseamnă. Liviu Dumitrașcu, realizatorul emisiunii, vă mulțumește, stimați telespectatori, pentru fidelitate și vă promit ca de fiecare dată că vă dau întâlnire săptămâna viitoare. La revedere! Această emisiune este sponsorizată de GePro.